ușile alea la Ministerul Dezvoltării și de câte ori am ieșit și de câte ori fai de mine. Mai ieșeam câteodată cu părul vâlvoi de acolo. Hristos a înviat, domnilor. Adevărat a înviat. Numai bărbați. Partea au fost femei să fie. Da, vă salut, domnilor. Ca să vă cunoască, să ne cunoască, să ne cunoască și activitatea. Ei poate mai au ceva de spus și ei. Domn primar, unde mă duc? Păi primul, că până unul, puțin și pe urmă gândim unde mai ajungem. Da. Vreau să văd unde se lucrează. Să lucrează în timp, da. Acolo vreau să văd. Da, sigur. Acolo. Domnilor, cum e cu asfalt? Foarte bine, foarte bine. Învățat, oricum, avem ce ne lăuda. Da? Ce mai urmează? Am uitat de reabilitare. Avem școala, avem reabilitare, școli, avem alimentare cu gaze. Avem școala, mai avem stadionul de antrenament, mai am sala de sport. Gazele. Și sperăm. Alea urmează. Suntem în comuna Roșeți și suntem pe un obiectiv despre care mă încăpățânez să vorbesc, adică satul românesc. Programul Național de Dezvoltare Locală investește miliarde de euro în satul românesc și am venit să văd cu ochii mei o lucrare în desfășurare într-un sat românesc cu bani de la guvernul PSD ALDE. Câți bani a alocat guvernul pentru comuna Roșeți astăzi unde ne aflăm aici? Cred că vorbim de câteva proiecte, dacă nu mă înșel, 5 pe PNDL. Unde e domnul primar? Domnul primar, câte proiecte ai pe PNDL? 4 și 1 pe CNI. Deci 5 proiecte gestionate de către Ministerul Dezvoltării Regionale cu o valoare totală, cred că de peste... aproape 50 de milioane, 50 miliarde vechi. Sunt la prima... Am fost în municipiul Călăraș, acum sunt aici, merg în Dolor Mărunt, merg în Lehliu Gară, vreau peste tot să văd obiective de investiții pe care noi le finanțăm. A zis bine domnul primar, 90 și ceva, deci va contrazis, 90 de ăsta va fi procent. Nu. Asta e vesta ta? Asta e bine, să te asta e vesta ta? Nu, mare. O funcție. Am început asta toată. Au rămas și așa trebuie să rămână, aceste lucrări trebuie să rămână în așteptare câteva luni de zile, ca stratul de balans, aici, sau stratul de fundație să așeze. Așa e asta, este stratul de patru, adevărat. Și am venit să văd cum e, cum e cu asfalt. Dumneavoastră nu cunoașteți, haideți să vă spun eu despre ce e vorba. Cea mai bună bunicuță. Uitați, sta acolo. Cea mai bună bunicuță, dar să vă spun eu, e o PSD-istă înfocată și ea și... Iar soțul dumneai este, cum să vă spun, vicepreședinte al organizației de bătrâni, de seniori. Da. Nu le spunem bătrâni, da. Spune mai înțeleg. Eu sunt bătrâni, da. Așa. Și știți cum este ea? Ea se îmbolnăvește când aude, când se vorbește urât de PSD. Nu vă spun că am suferit, am zis că mor atunci când... lasă-mă îmbrac mai frumos, nu mă fotografiați așa unul. Sunteți exact cum trebuie să fiți. Exact. Nu, hai să mă îmbrac mai frumos. Deci... Eu credeam că noi în Ardeal, eu sunt din Ardeal, suntem mai prea cuminți. Dar văd că voi sunteți mai cuminți. Voi cuminți. Văd că ăștia din sud, sunt vorbăreți, sunt agitați, dar nu. Ne concentrăm pentru campania care este începută și pentru ziua voturilor. Și atunci o să ne dezlănțuim, să aducem cât mai multe voturi, cu gradul în primar 90% în această comunitate. Domnul ministru, trebuie să înțeleg, această localitate s-a constituit din cetățeni
veniți cu toată părți. De exemplu, numele meu de Rizodan la cetatea lor. Eu, liderul consilierilor, este fratele meu, Felicianu. Aici? Păi sunt de atât. Deci, noi suntem din Ardeal. Și mama și mama mea se trage într-o familie de nemți. Franz Simion. Așa îl chema pe bunicul. Saș. Da. El avea mașină de trăierat, avea moară, avea... Erau... Da, să știu după ce. Deci, la mine sunt un amestec așa de jur. Cum v-ați rătăcit pe aici? Nu știu, cred că vreun bunic, străbunic al nostru s-a căsătorit cu vomânteanca aici, a găsit ei, erau venit într-o acumață cu animalele și majoritatea râșnoverilor se vreau să fie cu animale. Da. Eu sunt una din localitățile cu cel mai mare efectiv de oi. Da? De aici, până la Fetești. Da. Dar vrăjitorul numele este bine, bine. După tată? Păi, după tată. Aia știu că după tată, dar de unde e bine? A luat femeia, dar știu. A vrăjitor. Mama aia grecoaică. Dacă puteți să spunem aceea. Bulgărești, tătaia grecă. Deci urmează, acum urmează a se așeza stratul 2. Stratul de uzură. Lasă-mă, namarul meu, iar știu care e procedura. Da. Deci, asta e fără strat de uzură. Nu, mi-a fără strat, dar urmează stratul 2. Stratul 2. Da. Când trebuie rezistă până la 46 de tone, de fapt, ar trebui să rezistă. Portat. Când trebuie să termine? Când e important. Eu sper că să termin la maxim, pentru că așa o lună și jumătate o trebuie să termin. El trebuie să termin cu roșu și cu verde de aici. Acum depinde de dumneavoastră, nu dați bani, ca să pot să-i plătesc. Că în 20 de zile va la facturare, n-a zis. Și mai ales că se pare că constructorul ăsta nu are contractate foarte multe lucruri. Ele între că îl laud eu, că nu mai vine cu mutații, dar între cei mai, nu numai eficient, dar cei mai serios. Am avut și așa, sigur că da, profit. Ai zis la primărie. Da. Mulțumesc.